Cei suferinți au fost întotdeauna în atenția bisericii. Pentru ei sunt organizate acțiuni sociale și pentru ei se construiesc centre de asistență, iar dacă cei care suferă sunt copiii, grija bisericii este cu atât mai mare. Marța aceasta, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat o acțiune caritabilă la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Cei mici au primit daruri din partea centrului eparhial, chiar de la înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Am dăruit televizoare pentru fiecare salon, daruri de dulciuri și fructe, precum și cărți de rugăciune și calendare pentru întreg personalul care are grijă de micuți. Cu mare bucurie am venit în mijlocul acestor copii care au nevoie de mânghierea noastră, de sprijinul nostru și de povățuirea noastră. Ne-au donat o serie de aparate televizoare copilor cu handicap din secția de fizioterapie de la etajul 7, pediatrie Pitești. Eu sunt de mare folos pentru că ei își petrec foarte mult în spital și ă, asta e o parte din timpul lor liber, au o preocupare. Acțiunea de la Spitalul de Pediatrie Pitești a făcut parte din proiectul Bucuria Darului, implementat de sectorul social filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.